Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită pe toată Valea Trotușului. Primăria Dofteana a achiziționat bradul ce va fi împodobit de sărbători. De 1 decembrie, Ziua Națională a României, au avut loc festivități de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor de pe toată Valea Trotușului. De la primele ore ale dimineții s-au depus coroane de flori în comuna Guravăii și în mănăstirea Cașin. Doamna primar, domnule viceprimar, doamna director, iubiți români, iată evenimentul de astăzi pe care îl săvârșim așa la moment aniversar, începem prin a vă spune la mulți ani, multă sănătate, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți bucuria aceasta pe care fiecare român o are astăzi de Ziua Națională. Ne aflăm în locul acesta, un loc sfânt al comunei noastre, dar și a neamului nostru românesc, pentru că aici au fost aduse atâtea osemințe ale ostașilor, care în decursul timpului au căpătat această formă și pe care noi îi cinstim astăzi și de Ziua Națională. Este adevărat că nu suntem într-un număr atât de mare ca de Ziua Înălțării Domnului, dar am marcat prin bunăvoința dumneavoastră ziua aceasta a României, data de 1 decembrie, tot în locul acesta, ca și o comemorare a înaintașilor noștri și nu vom uita niciodată că noi, patria noastră, este zidită pe această jertfă a eroilor ostași români. Mulțumindu-vă pentru invitație, vă dorim multă sănătate cu ocazia acestei frumoase și binecuvântate zile a neamului nostru românesc. Ziua de 1 decembrie este o zi atât de importantă pe drapelul tricolor al patriei noastre și credem că noi toți cei care simțim românește astăzi simțim că orice fărâmă de pământ și loc pe care noi locuim ca români este binecuvântat și este câștigat cu multă jertfă. De aceea avem o recunoștință pentru toți cei care se ostenesc și caută în așa fel ca viața noastră să fie ghidată după toate principiile pe care patria, Constituția și țara noastră le are. Dumnezeu să vă ajute și la mulți ani! Mulțumesc! Mulțumim, Părinte Protopop Ioan Bârgăoanu, mulțumim, Părinte Turcu, pentru prezența dumneavoastră alături de noi și pentru faptul că ați onorat astăzi în Cimitirul Eroilor pe înaintașii care și-au pierdut viața, pentru ca noi astăzi să putem sărbători această zi minunată, Ziua României, ziua tuturor românilor. Ne aflăm într-adevăr într-un număr destul de mic, deoarece este așa o vacanță frumoasă și fiecare a considerat că poate să beneficieze de aceste zile libere. Nu asta este o problemă, că poți sărbători oriunde te afli această zi frumoasă, Ziua României, 1 decembrie, și trebuie să recunosc că școala noastră din mănăstirea Cașin de-a lungul unui an are o mulțime de evenimente prin care aduc în sufletul copiilor ideea de patriotism, ideea de iubire a locurilor natale. Am constatat că aceste cadre didactice frumoase, mănăstireni sau nu, au reușit cu copiii noștri să facă lucruri foarte frumoase. Astăzi, noi, de fapt, sărbătorim și trebuie să ne gândim tot mai mult la ideea de pace, ca Dumnezeu să facă pace în lume, să ne gândim la toleranță, la armonie și să ne iubim aproapele. Trebuie să spun că trăim într-o comună frumoasă, dăruită de bunul Dumnezeu cu multe, multe lucruri frumoase și noi suntem mândri de acest lucru. Și astăzi trebuie să ne gândim la
mănăstire care au reușit în locurile unde au ajuns să facă lucruri frumoase și la mănăstirenii de aici care reușesc fiecare zi să facă câte ceva, un lucru cât de mic pentru comuna noastră și pentru dezvoltarea comunii noastre. Așadar, la mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani Mănăstirea Cașin, la mulți ani Mănăstirea. În comuna Bârzănești și în orașul Dărmănești, festivitățile dedicate depunerii de coroane de flori de Ziua Națională au început de la ora 11. Era cea de-a treia provincie care se unea cu România după Basarabia, care a fost la 27 martie 1918, după Bucovina, care s-a unit la 28 noiembrie și tot în ziua de 1 decembrie, guvernul nostru, care a fost obligat și cu familia regală să se refugieze la Iași în 1916, defila în București, care era de acum eliberat. Voi, copiii, să știți că îi auziți pe mulți vorbind așa lozinci, că suntem mândri, sau trebuie să fim mândri că suntem români. Dacă îi întreb bine de ce, nu știu. Voi să știți că noi am fost un neam care n-am venit aici de nicăieri, aici ne-am născut, aici sunt strămoșii noștri, aici vom fi cât va exista viață pe pământ. Noi nu ne-am dus ca alții să cucerim alte teritorii. Noi întotdeauna ne-am apărat ceea ce a fost al nostru. Of, noi ca zemat am sfărâmat din fier și din beton armat, iar Dumnezeu ne-a ajutat, căci am luptat, căci am luptat. Ne aflăm aici, în fața monumentului dedicat eroilor din primul război mondial. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat și în acest an să putem să fim aici, alături de eroii noștri, să-i comemorăm și să-i cinstim așa cum se cuvine, pentru că ei s-au jertfit pentru noi, s-au jertfit pentru această țară, ca România să devină o țară mare, frumoasă și puternică. Aici, în fața noastră, în fața monumentului, există o groapă comună. Există o groapă comună a eroilor care au căzut pe aceste meleaguri. Acești eroi, noi încercăm în fiecare an să le aducem câte un omagiu, dar nu cred că este suficient pentru ceea ce au făcut ei pentru România. Pentru ca unirea de la 1918 să aibă loc. În dragi dărmănești, dragi copii, bine v-am găsit și aș începe cu urarea frumoasă de la mulți ani. Mi-am scris aici un discurs pe care n-am să-l citesc astăzi, pentru că deja vremea cam bate la picioarele noastre. Și după un discurs atât de frumos a părintelui, după o expunere istorică atât de completă, aș vrea doar să punctez un singur lucru. Când vorbim de Ziua Românilor, vorbim de unitate, vorbim de prietenie, nu mai vorbim de dușmănie. În fiecare zi petrecem timp cu prietenii, cu familia, la serviciu, la școală și mai avem momente în care ne mai certăm cu prieteni, cu vecini, în familie, la școală sau la serviciu. Cred că astăzi este momentul în care trebuie să ne aducem aminte că acum 104 ani, alții mai mari decât noi, state puternice, s-au certat. Și la un moment dat, după multe războaie, s-au și împăcat. Și iată că după 104 ani, la noi în România trăim în pace. Cu ale noastre greutăți. E adevărat, sunt cam multe. Dar când ne uităm la vecinii din apropiere, nu mai vedem acest lucru, nu mai vedem unitate între popoare. Vedem unitate în propriul popor, dacă vorbim de cei din Ucraina. Și vedeți ce înseamnă când ei țin la poporul lor? Luptă. Și noi ar trebui să luăm acest exemplu pe timp de pace în țara noastră și să nu mai luptăm unii cu alții. Să luăm exemplul
Sfinților Părinți, prin predicile pe care le fac la Sfintele Liturghii, să ascultăm mai puțin de cei care ne înrăiesc sufletul la televizor, să lăsăm puțin această mass media, nu vorbim de cea prezentă aici, care ne și promovează, mulțumim foarte mult cu această ocazie, și să încercăm să fim mai buni, măcar începând de astăzi, dacă nu de mâine. Este ziua tuturor, știți, fiecare petrecem două zile de naștere, aceea în care ne amintim că ne-am născut și cea de ziua românilor, pe 1 decembrie. Vă urez un sincer la mulți ani tuturor și un sentiment de pace vi-l doresc pentru că vin sărbătorile de iarnă. Și începând de astăzi, dacă reușim pentru până la bobotează să fim mai buni, înseamnă că știm să trăim și românește, dar și creștinește. La mulți ani! În orașul Comănești, dar și în orașul stațiune Târgohna, festivitățile dedicate zilei de 1 decembrie au început de la ora 12. Preacucernici părinți, stimați oaspeți și invitați, veterani de război, stimați cetățeni, sărbătorim astăzi cu solemnitate și respectul cuvenit ziua de 1 decembrie, ziua Marei Uniri de la Alba Iulia, ziua în care hotarele statului național au coincis cu hotarul limbii române, o zi definitorie pentru neamul nostru, devenită azi pe drept Ziua Națională a României. Între urmele neperitoare ale celor ce s-au distins pentru vitejia și credința lor în slujba națiunii și a patriei întregite, se înscriu și acest moment și aceste morminte, și acest monument și aceste morminte ale unor viteji de pe meleagurile noastre ce s-au jertfit cu devotament pentru întregirea cea mare. Aici odihnesc cei ce au luptat pentru apărarea identității naționale și a credinței strămoșești. În acest loc încărcat de istorie să ne reamintim că a trăit în țara lui Decebal, a măritului Ștefan cel Mare și Sfânt, a viteazului Mihai, a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, făuritorul primei uniri, a întregiuitorului rege Ferdinand I. Într-o astfel de zi și într-un asemenea loc, simțim în sufletele noastre bucuria de a fi urmașii unor înaintași demni de tot respectul și nu uităm că suntem datori să păstrăm memoria faptelor lor care ne-au dăruit libertatea de astăzi. Să fim mândri de istoria României, de strămoșii noștri și de rădăcinile pe care le-au insuflat în noi. Acum, când străbatem vremi de neajunsuri, să nu uităm că prin sacrificiul lor România ne aparține și să păstrăm nădejdea în zile mai bune, așa cum după ploaie vine soare, iar după noapte urmează zorii zilei. La mulți ani România, la mulți ani români! Și pentru că începe perioada sărbătorilor de iarnă, îngăduiți-mi ca în numele meu personal, al Consiliului Local al orașului Comănești, al întregului colectiv al primăriei Comănești, să vă urez tuturor cetățenilor din orașul nostru sărbători fericite. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, comăneșteni, la mulți ani nouă tuturor! Iată că un moment istoric, un moment emoționant, un moment patriotic, îl celebrăm astăzi aici la Târgohna. Este tradiție și ne-am gândit ca în această vreme să petrecem și să omagiem eroii și unde puteam să-i omagiem mai bine decât aici, lângă ei, în acest cimitir istoric, cimitirul Biserica Sfântul Nicolae și aici unde suntem mormântați eroii din primul război mondial. Cinste și glorie lor! Ne revine misiunea de a sintetiza și a concluziona acest frumos moment care l-am trăit împreună astăzi la Târgu Ocna și după cum domnul general ne-a spus că nu este bine să luăm pâinea fiilor și să aruncăm câinilor după cuvântul Scripturii, nu voi spune nici eu prea multe, pentru că inima copiilor a spus astăzi mai multe la Târgohna decât noi maturi am putea gândi. Însă vă spunem și noi la mulți ani.
Pentru că suntem singurul popor care legăm două zile, ziua de naștere, zărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, când în Cristelnița Carpato-Danubiano-Pontică ne-am botezat în cuvântul Evangheliei, și ziua onomastică, când vorbim despre numele de român. Pentru că românismul, românitatea și credința au mers față de alte popoare împreună în istorie, nedecalat, ci împreună. Etnogeneza poporului român și răspândirea creștinismului care ne-a dus astăzi să ne identificăm ca popor bimilenar așezat pe valori. Și pentru că vorbeam de valori, să mă dau deoparte. Pentru că nu doar biserica și statul sunt împreună astăzi, ci și școala ca emanație de biserică și de stat, prin acești tineri care au încercat să își exprime concepția lor sufletească și mentală despre ce înseamnă astăzi România. Am văzut o Românie a Apostolului Andrei, am văzut o Românie a Albei Iulia, am văzut o Românie mare, am văzut o Românie europeană și mai multe forme în care România este prezentată. În schimb, am văzut astăzi o Românie autentică și care vibrează aici și sunt convins că ea va merge mai departe. Fără a lungi cuvântul meu, îmi propun din prună cu dumneavoastră să spunem acestor copii în felul următor. Țara pe care Dumnezeu ne-a dat-o este un împrumut din mâinile voastre, dragi copii, și o moștenire a înaintașilor. Vă mulțumim! La mulți ani, România! La mulți ani, România! În municipiul Onești, festivitățile dedicate zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, au început de la ora 13:30. Ne-am adunat astăzi aici, așa cum o facem an de an, pentru a sărbători Marea Unire. Ziua de 1 decembrie 1918 este piatra de temelie care a stat la baza construirii și păuririi României mari, României unite, puternice și suverane. Ziua de 1 decembrie 1918 este momentul în care bărbații țării de la acea vreme, sprijiniți de toți românii și la sentimentul tuturor românilor, s-au așezat la aceeași masă și au pus bazele României mari, României unite, României puternice și suverane. O Românie frumoasă pentru care bravii noștri eroi au luptat și au căzut pentru ca noi astăzi la datorie, pentru ca noi astăzi să trăim liber, să circulăm, să ne exprimăm și să muncim liber în țara noastră. După frumoasa lecție de istorie ținută de domnul general, nu îmi rămâne decât un singur lucru în această zi sfântă pentru țara noastră. Să vă rog să fim mai buni, mai înțelepți, mai îngăduitori, mai smeriți în așteptarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani, Onești, la mulți ani, România! Niciodată în istoria sa, România nu a alergat peste 30 de ani neîntrerupți de democrație. Din această perspectivă, precum și raportarea datelor economice disponibile, intervalul 1920-2022 este probabil cea mai favorabilă perioadă pentru țara noastră, pentru noi toți. Să nu uităm că România Mare, a cărei piatră de temelie a fost pusă de înaintașii noștri la 1 decembrie 1918, a ființat în jur de 20 de ani până când izbucnirea celui de-al doilea război mondial și consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, odioasa înțelegere secretă dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, au curmat visul unionist al milioane de români. Aproape o treime din cei 104 ani de existență ale României ca stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, așa cum de altfel consacră articolul 1 din Constituție, este reprezentată de România democratică și tolerantă, care, din 1990 încoace, își făurește propriul destin istoric în marea familie europeană și transatlantică, o familie în care prosperitatea și securitatea sunt liniile directoare. Datele economice arată că din 2020 până astăzi, în ultimii 20 de ani, România a avut cea mai solidă creștere economică din Uniunea Europeană, produsul intern brut crescând de 8 ori. E drept, am pornit de jos și discrepanțele față de statele dezvoltate din vest sunt încă acolo. Dar progresul ultimilor 20 de ani nu poate fi trecut cu vederea
este expresia efortului conjugat al unei națiuni care a avut de înfruntat multe vicisitudini și obstacole până să ajungă în acest punct. Un drum început în 1989 cu răsturnarea regimului comunist și care a continuat cu repere temporale precum consensul de la Slavov 1995, ce a statornicit orientarea pro-occidentală a României, alternanța democratică la guvernare și, în cele din urmă, aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Am luptat și am muncit ca să fim ceea ce suntem astăzi. Tot ceea ce am realizat ca popor este rodul strădanilor românilor de acasă și de pretutindeni, care, pe orice meridian s-ar afla, fac cinste națiunii din care provin și celor trei culori ale drapelului național. Pentru că noi toți suntem România. La mulți ani în extern, la mulți ani România. În comuna Dofteana, ceremonia de depuneri de coroane de flori dedicate Zilei Naționale a României a început de la ora 15. Aș aduce la cunoștință căci 1 decembrie 1918 a avut loc unirea. Premergător datei de 1 decembrie s-a unit mai întâi Basarabia cu Moldova, Bucovina cu Moldova, deci cu România, acolo unde regatul era la Iași, după care cei din Ardeal, Ardealul de astăzi, Transilvania, a venit pe o vreme destul de anevoioasă către regatul de la Iași, aducând cu dumnealor un document în care solicita unirea României cu Transilvania. Iar la data de 23 noiembrie 1918, de pe aerodromul din Mărgineni, din județul Bacău, s-a făcut zborul de către comandantul sau comandor, domnul Niculescu Vasile, împreună cu acel capitan Victor Precup, împrumutând un avion F-40 de la armata franceză și a făcut o cursă de pe aerodromul din Bacău până pe câmpia plajului. Acolo ne-a dus vestea și documentul căci Moldova, mai bine zis România, este de acord să se unească cu Transilvania, formând România Mare. În cursul zilei de azi mi-am făcut timp câteva minute să studiez un pic despre istorie și să-mi aduc aminte. La o înălțime de 2660 de metri înălțime, cu un timp de 2 ore și un sfert, acest locotenent comandor de la acel moment a ajuns pe câmpia plajului la o temperatură de minus 40 de grade, fără carlingă la avion, cu un echipament înfășurat cu parafină să reziste temperaturilor și în aproape 2 ore și un sfert a aterizat pe câmpia plajului, acolo unde a fost întâmpinat de un copilaș, de un băiețel și a venit către ei spunându-le: voi ce faceți? Iar comandorul a întrebat: cine sunteți dumneavoastră? Spunându-i băiețelului. Iar băiețelul a spus: aici e România. Apoi a intrat în catedrala metropolitană din Alba Iulia, unde a dus acel document cu vestea căci România dorește să se unească cu Transilvania, făcând România Mare, România noastră de astăzi. Da. Apoi, după câteva zile, a făcut cursa înapoi către Bacău, a adus vestea regatului de la Iași, iar la baza acestei uniri a stat regele Ferdinand, regina Maria, Ice Brătianul, prim-ministru de la acel moment, Vasile Goldiș, cel care a redactat documentația unirii, și alții cine ar fi, arhidegeza Alba Iuliei, deci preoții de la acel moment, preoți protopopi, preoți vicari,
episcop, cu toții au participat și ei au răspândit în toate localitățile vestea căci la data de 1 decembrie va avea loc Marea Unire. În ultima ședință a legislativului local, la inițiativa primarului comunei Dofteana Ioan Bujor, aleșii locali au votat favorabil alocarea unor sume de bani pentru finanțarea de la bugetul local pentru achiziția unui brad de Crăciun cu o înălțime de aproximativ 10 metri, care va fi poziționat în curtea interioară a primăriei comunei Dofteana. Mai multe detalii în minutele următoare. Se propune finanțarea de la bugetul local pentru achiziția unui brad de Crăciun cu o înălțime de aproximativ 10 metri, care va fi poziționat în curtea interioară a primăriei comunei Dofteana. Da. Deja bradul este achiziționat, este pus pe poziție acolo unde îl punem fiecare an, ornat și urmează că la data de 1 decembrie, odată cu Ziua Națională a României, să-i dăm drumul și la iluminatul public și la iluminatul de pe bradul de Crăciun. Vă supun spre analiză și aprobare acest proiect. Avizul comisiei. Favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 3 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0, minus 1 grad Celsius. Duminică, 4 decembrie, vremea se menține rece și umedă, cerul continuă să fie acoperit de nori, sunt posibile pe alocuri chiar ninsori, maxima zilei ajunge până la valori de 3 grade Celsius, iar noaptea, minima, coboară până la 0, 1 grad Celsius. Luni, 5 decembrie, cerul va fi unul noros, sunt posibile ploi amestecate cu ninsori. Maxima zilei nu depășesc valorile de 3 grade Celsius, iar noaptea, minima, coboară până la 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.